Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Mugur Mihăescu se pregătește să devină bunic. În urmă cu câțiva ani, era unul dintre cei mai apreciați actori din România. Acum, nu mai are nicio treabă cu actoria. Este antreprenor și se ocupă de afacerile pe care le are. Mugur Mihăescu se pregătește să devină bunic. Omul de afaceri este căsătorit de peste două decenii cu partenera sa de viață, Rodica. Împreună au o fiică de 23 de ani, care locuiește în Marea Britanie, după ce a finalizat studiile acolo. Fostul actor are o relație foarte bună cu aceasta și este pregătit să aibă un nepot. Deși nu mai locuiesc împreună, Ivona vine destul de des în țară ca să-și vadă părinții. Atunci când nu poate veni ea, Mugur Mihăescu se duce la Londra, pentru a petrece timp cu fiica lui. Viața ne pregătește pe fiecare, las viața să mă pregătească, normal că-mi doresc să devin bunic, asta este evoluția, asta este ceea ce am crezut în familia tradițională. În mersul ăsta înainte, în legaciul pe care poți să-l dai copiilor tăi și mă bucur de fiecare clipă petrecută în familie, ne vedem foarte des. Ea locuiește la Londra, a fost acum 3 săptămâni în țară, peste 2 săptămâni mergem noi, de Crăciun e în țară, de Revelion e în țară, de ziua ei este în țară, pe urmă mergem noi și tot așa, a declarat Mugur Mihăescu. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.